În campania de astăzi mergem până în America de Sud, unde găsim unul mic, dar rapid. Rămâneți aici! Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. În campania de astăzi mergem în America de Sud. Sper că ați făcut această campanie. Dacă nu, urmăriți-o aici alături de mine. Găsim un jucător foarte bun la sfârșitul acestei campanii, dar până acolo treceți prin o grămadă de meciuri. Serios, sunt foarte multe meciuri la această campanie cu America de Sud. Am impresia că sunt mai multe meciuri ca de obicei, dar e bine de făcut această campanie, e bine de făcut orice campanie, pentru că ăsta este modul perfect de a face puncte FIFA mai ales, dar și bănuți. Bineînțeles, nu jucați acum în perioada în care este freeze, pentru că faceți mai mulți bani la freeze cu aceeași stamină, dar când o să fie o perioadă cu mai puține evenimente, campaniile sunt locul perfect pentru a face puncte, jucători foarte buni mai ales și de ce nu bănuți. Și suntem la capitolul 5, capitolul unde se întâmplă orice la fiecare campanie. Sunt niște jucători aici pe care i-am luat, mai întâi vreau să vi arăt pe ăștia. Ăsta este Beluschi, un jucător destul de greu de luat pentru că trebuie să joci cu niște echipe de 120 și nu știu dacă se merită. Oricum am încercat să iau pe toți cei care se pot lua. Pe băiatul acesta nu l-am luat încă pentru că trebuie să joci cu niște echipe de 120 și chiar nu aveam chef să consum atâta stamina atunci pentru că nu aveam nevoie nici de el. Dar următorul jucător este foarte interesant, este ăsta de aici din stânga sus, Lopez, și spun că este interesant pentru că pentru a-l face ai nevoie de echipă de 95. Foarte interesant, de exemplu pentru a-l face pe Acosta, masterul de aici, nu ai nevoie de 95. Dar pentru orice motiv, pentru a-l face pe băiatul acesta, ai nevoie de 95. Foarte ciudat, mă rog, mai e până atunci. Și evident că l-am făcut și pe băiatul acesta, Rodriguez, dar toată lumea este aici pentru starul acestui filmuleț. Este vorba despre Acosta, left wing. Mai am doi jucători foarte buni pe poziția lui, dar l-am făcut și pe acesta pentru că mi se pare mai bun ca ei. Și e destul de ușor de ajuns aici, ultimele meciuri sunt cu 120, dar sunt destul de ușoare. Și ăsta este Acosta, haideți să-l facem, să vedem cum arată cartea lui și ce mai primim aici. Pack-ul arată foarte mișto, cu verde, și primul lucru pe care îl primim este trofeul din America de Sud și ăsta este Acosta de la Lanús din Argentina, o carte care arată foarte mișto în primul rând și o carte care este foarte bună după cum o să vedeți în continuare. Și haideți să-l vedem în echipă pe Acosta. Ăsta este Acosta pus în echipă, are deja 97 mulțumită skill boost-ului pe care tot l-am upgradat. Dar uitați-vă și voi la atributele astea, are 120 la viteză, este o rachetă, 113 la accelerație, nu așa bine ca viteza, dar totuși 113 la accelerație este foarte, foarte bine. Și aceste atribute vor crește odată cu boost-ul, cele cu portocaliu pe care le vedeți sunt atributele care cresc odată cu boost-ul. Din păcate la forță doar 60, așa că dacă bate vântul mai tare pe afară s-ar putea să nu mai vedeți pe teren, să fie deja la vestiare. Dar ball control-ul este 96, asta înseamnă că ține mingea foarte aproape. 104 la dribbling, foarte important pentru că driblez mult cu el, mai ales pe partea stângă, acolo când trec de fundaș, trebuie să trec pe deasupra lor cu o braziliană. 73 la heading, de înțeles, o să vedeți acum și în filmarea când joc cu el, pentru că este foarte mic pe teren față de restul jucătorilor. Am avut un meci în care am dat de Koulibaly cu el și putea să-l ia Koulibaly sub braț și să fugă cu el. 89 la finishing, stă cam rău, cu toate că trebuie să fac de multe ori finalizare din care eu de multe ori ratează, de exemplu Ronaldo era mult mai bun ca ăsta la așa ceva, dar 95 la puterea șutului nu e rău deloc, 86 la șutul de la distanță, sper să nu prea șutez de la distanță, în rest are niște atribute foarte bune pentru o asemenea carte și acum haideți să-l vedem în joc. Și iată-l pe Acosta, v-am spus că este mic, pe partea stângă, acolo sus, este mic față de restul jucătorilor, uitați-vă și voi la el, dar este foarte, foarte rapid, după cum v-am spus, 120 la viteză, 113 la accelerație, așadar pleacă foarte tare de pe loc și când se duce, se tot duce spre poartă, unde finalizează destul de bine, de cele mai multe ori, v-am spus, mai are ratări, dar față de Ronaldo este mult mai bun după părerea mea, nu știu ce a făcut lui Ronaldo, dar în FIFA 18 ăsta pentru mobil, Ronaldo este șchiop, de-abia aleargă, nu știu ce e cu el, driblează iurea încet. L-am pe această poziție și pe Neymar, dar Neymar este puțin mai mic în overall ca Acosta, așa că m-am gândit să-l pun pe Acosta aici și să joc cu el. Ce pot să vă zic, după ce am jucat cu el o săptămână, două, m-am acomodat destul de bine, așadar probabil pentru viitor o să-l păstrez pe acesta și o să-l mai cresc puțin, dacă nu apare vreun jucător extraordinar de bun aici pe partea stângă, cine ar putea apărea? Oricum, una peste alta este o carte bună, să nu cumva să dați cu capul cu el pentru că este groaznic la loviturile de cap, după cum vă imaginați, dar șutează bine, viteza aia ce să mai spun și oricum în jocul ăsta este foarte importantă viteza. Trebuie să ai jucători cu viteză foarte mare pentru că altfel te prind foarte ușor fundașii și fundași de 90, am văzut prinzând jucători de 110. Așadar, cu cât mai mare viteza, cu atât mai bine, mai ales când scapi singuri, pe o parte, pe alta, pe centru, pe unde vrei tu, e bine să ai jucători cu viteza foarte mare. Finalizarea aia mă deranjează puțin, dar îl salvează viteza
Așadar, asta este mica mea rachetă de pe partea stângă, un fel de Dumbia de sezonul trecut, dacă vă mai aduceți aminte, și el a fost o carte foarte bună, și asta este o carte foarte bună. Acum lăsați și voi în comentarii dacă ați făcut America de Sud sau ce alte campanii ați făcut, ce jucători ați primit de acolo. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut filmulețul, dacă e așa, dați un like ca să știu și eu și până data viitoare mai am și alte filmulețe pe ecran, le vedeți acum, dați click pe unul și uitați-vă. Numai bine, prieteni, pa, pa!